În luna octombrie anul trecut, biroul rutier din cadrul Poliției Municipiului Buzău a inițiat o propunere către Administrația Străzilor, prin care se solicita ca marcajele pietonale să fie colorate în alb și roșu pentru a deveni mai vizibile. Deși și-au dovedit eficiența, zebrele alb-roșii s-au degradat vizibil, vopseaua roșie dovedindu-se a fi mai puțin rezistentă decât cea albă. Anul trecut, datorită acestei măsuri, s-au redus accidentele de circulație pe fondul neacordării priorității de trecere a pietonului. Datorită intemperiilor din sezonul rece, marcajele rutiere din zona trecerilor de pietoni s-au degradat. De asemenea, am informat administratorul drumului pentru refacerea acestor marcaje. Vopseaua pe alocuri s-a mai șters datorită trecerii timpului și a intemperiilor peste el. Vom reface aceste marcaje în zonele care au fost deja marcate în felul ăsta cu culoare albă și roșu. Accidentele rutiere frecvente din zona trecerilor de pieton sunt cauzate atât de neatenția celor care consideră că marcajul de pe asfalt îi protejează împotriva autovehiculelor și pășesc pe trecere fără să se asigure dacă nu se apropie vreun automobil, cât și de șoferii neatenți la rândul lor. Conducătorii auto uită să reducă viteza în apropierea zebrelor sau își parchează mașinile foarte aproape de trecerea de pieton, reducând vizibilitatea celorlalți participanți la trafic. Ne propunem un proiect experimental pe strada Spiru Haret, unde au fost probleme de acest gen. Dacă ați observat, sunt foarte mulți șoferi care parchează pe trecerea de pieton sau în apropierea trecerilor de pieton și acolo ne propunem să creăm o zonă unde nu se poate parca prin amplasarea acelor stâlpi elastici pe partea carosabilă, în așa fel încât să creăm vizibilitatea necesară pentru șoferii care trec prin zonă. Până atunci, la orele de vârf, când străzile sunt supraaglomerate cu automobile și pieton, polițiștii dirijează circulația, mai ales în zona unităților de învățământ, ajutați de mini-colaboratorii din patrulele școlare. Sancțiunile aplicate de polițiști, atât conducătorilor cât și pietonilor, care nu respectă regulile de circulație, nu par să afecteze prea mult pe cei în cauză. De la începutul anului până astăzi au fost aplicate peste 250 de sancțiuni conducătorilor auto care nu respectă regulile privind acordarea priorității de trecere pietonilor și implicit s-au reținut tot atâtea permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de conducere. De asemenea, pietonilor le-au fost aplicate peste 1100 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor privind traversarea. Pentru unii, nu știu, o amendă de 200-300 de lei înseamnă ceva, pentru alții nu înseamnă nimic. Și atunci, cu siguranță, nu cei care pentru care înseamnă ceva 200 de lei parchează în zonele respective, ci cei care își permit să plătească aceste amenzi și să parcheze și a doua zi și a treia zi. Poate că preconizată autorizarea unei societăți specializate de a ridica mașinile parcate necorespunzător ar putea conduce la decongestionarea spațiilor din apropierea trecerilor de pietoni. Este evident că legislația rutieră românească nu este destul de dură și că trebuie aliniată de urgență la cea care funcționează în comunitatea europeană. Nu trebuie să raportăm mărimea amenzilor la cea a veniturilor ori la nivelul de trai. Comportamentul în trafic ține de educație și aici stăm destul de prost.